Ne mai despart câteva zile de ediția 26 a Festivalului Internațional George Enescu, care are loc între 27 august și 24 septembrie. Este cel mai important eveniment internațional dedicat muzicii clasice organizat de România, iar printre premierele absolute ale acestei ediții se numără o serie de opere în concert, în prima audiție pentru publicul român. Acestea sunt însoțite de proiecții multimedia create chiar de regizori autohtoni. Vorbim despre conceperea imaginii pentru astfel de operă în concert, alături de mari orchestre și de artiști internaționali, cu regizoarea Carmen Lidia Vidu. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ai venit și mulțumesc că ai venit să ne povestești despre uh, aceste proiecții care au loc în timpul operelor. De când se face lucrul acesta? Vladimir Iurovski este cel care și-a dorit ca operele în prima audiție în România să fie însoțite de, uh, de proiecții. Asta s-a întâmplat în 2017, Edip de Enescu. Și tu ai lucrat la este, da, acest proiect. A fost uh, un eveniment care m-a tulburat, deoarece nu eram pregătită, nu se mai făcuse niciodată în România și nici el nu a știut să mă ghideze, nimeni nu a știut să se ghideze în un fel sau altul. Și atunci ați luat-o de la zero. Am luat-o de la zero. Ne-am văzut în Italia, am vorbit, mi-a spus că nu va avea nicio tăietură, mi-a povestit despre Enescu, am venit cu câteva demo-uri ca să vedem ce stil își dorește și a ales stilul. Și ușor, ușor lucram, intimitam pe YouTube, corectam, am învățat foarte multe despre fiecare instrument în parte. Uh, Mihai Constantinescu, care este fostul director, uh, director manager al festivalului George Enescu, uh, m-a panicat, mi-a spus că este un erudit, Vladimir Iurovski, m-am dus acolo și am, eram toată tremurândă. Așa și? Am citit de numai numai. A fost un tip foarte simpatic și foarte plăcut. Cotraistei, s-au deschis toate porțile, a stat, mi-a cântat la pian. A fost o, o întâlnire plăcută și cumva m-a relaxat. Mi-am dat seama că, de fapt, este vorba despre o colaborare, că nu am decât de, decât de învățat și a fost uh, un prag important în cariera mea. Dar aș vrea să te întreb de ce, în acel moment, s-a simțit nevoia uh, acestui procedeu sau cum să-i spun de alăturare mm -hmm. a imaginilor proiectate în, în, timpul operelor? Probabil în două motive. Pentru Edip, care totuși este o operă cunoscută, ar fi fost o montare mult prea costisitoare iar atunci suportul multimedia este un suport care ține de artă contemporană și este binevenită arta contemporană într-un festival internațional de asemenea în Bergură Iar un al doilea motiv pentru operele pe care Vladimir Urovski și le dorea și care erau opere în prima audiție, e mult mai ușor pentru un public, chiar dacă are supratitrare, să poată să înțeleagă acțiunea operei. Iar noi asta facem prin aceste videoproiecții, încercăm să ghidăm publicul mai puțin spre interpretarea noastră regizorală. Lăsăm cumva în zona clasică, în zona curată, astfel încât publicul să aibă un prim contact cu această operă și să înțeleagă despre ce este vorba. Da, spunem te rog, pentru tine ca regizor, ce a însemnat această colaborare cu festivalul George Enescu? Așa, per total, până acum, uite când stăm de vorbă. Și avem și o muscă aici avem în platou, în care ne, ne supără. Da, da, ce să facem? Noi mergem mai departe cu discuția, pentru că musca. Ba va rămâne. Am suferit mereu din două puncte de vedere. O dată, bariera limbajului, ca orice copil de liceu, dacă nu știai gramatică, gramatica limbii franceze, gramatica limbii engleze, foarte bine, accentul se, putea, se punea mai puțin pe vocal, vocabular. Ideea e să nu vorbești neapărat, să spui toate cuvintele. Ei, uh, colaborarea cu festivalul uh, George Enescu m-a provocat să am un limbaj internațional, ceea ce e un prag important mental în capul meu. Iar al doilea este că am avut complexul culturii mici și nu știam dacă felul în care mă raportez la o operă ține mai mult de uh, reperele unei societăți. Uh, care societatea românească sau pot să am o gândire europeană. Și de multe ori mi-am dat seama că problemele care mă traversează nu sunt niște pro probleme internaționale. În momentul în care discuți cu un dirijor, ceea ce mi s-a întâmplat și acum, iată, lucrând la Bilibad, știu că aș ajungem, ajungem și la asta, dar da. lucrând la Bilibad <coughs> și discutând cu dirijorul, eu am vrut să pun accent pe conflictul care e la granița cu România, Ucraina, Rusia, să vorbesc despre soldați, fiindcă acțiunea are legătură cu, cu soldați, cu cu vârsta tânără, cu vârsta inocentă, cu binele, cu răul, nu. Dirișorul și-a dorit foarte mult tema homosexualității și a sexualității să fie în prim plan și mi-am dat seama că temele care ghidează și ceea ce mă traversează pe mine acum, uneori nu sunt teme valoroase la nivel internațional. Deci, eu, cred că dialogul internațional e sănătos și pentru mine, și pentru interpreți, și pentru public. Cred că este un upgrade și cred că este cumva și educațional, ca să spun așa, o întâlnire. Dar spunem cum funcționează efectiv o zi de lucru în momentul în care alegi, gândești, hotărăști cum, nu știu, aduci la oaltă imaginile care să funcționeze cu tot restul. Ei bine, nici tirijorii nu sunt foarte informați din punctul ăsta de vedere, motiv Așa. pentru care e cel mai bine ca la început să le dai niște sampluri. Să spui, aș putea să merg în zona cinematografică, aș putea să filmez, aș putea să merg într în zona de fotografie și doar să ilustrez și să transmit o stare, aș putea să desenez, ceea ce fac acum la Billy Bad, fac un fel de bandă desenată pe care o animez. Și atunci iau de la zero fiecare personaj, acțiune, vapor, unde se întâmplă fiecare personaj. Și, mai mult decât atât, pentru Billy Bad, de exemplu, am văzut cum arată fiecare membru al distribuției și încercă ca personajele care sunt și apar pe ecrane să aibă chipul interpreților de pe scenă. Și unde se, de exemplu, la sala radio, mai vorbeam cu invitați care veneau aici și ne spuneau că la concerte se fac proiecții pe orgă la sala radio. Mm -hmm. Aici, în cazul ăsta, cum se... Am încercat și noi la Londra, după ce am făcut Oedipul, da. la sala Palatului, am încercat cu Vladimir Rovski să facem videoproiecție pe orgă și nu s-a văzut bine la Londra și am abandonat ideea. La sala Palatului avem trei tipuri trei ecrane, un ecran de LED care este foarte mare, ecranul central adică e mult mai ușor, și avem de... două videoproiecții stânga dreapta direct pe suprafața pereților. Deci avem cumva un 180 de grade, astfel încât publicul are senzația Imersivă, că intră în spațiul videoproiecției și dacă închide ochii, ascultă muzica, iar dacă deschide, intră într-un în spațiu poveste. cinematografic. Da. E în poveste. Hai să ne, ne întoarcem un pic la Enescu uh, și la Oedip, pe care l-ați făcut în anul 2017. Uh, M-ar interesa să știu cum simțim și cum gândim azi, azi însemnând și 2017, <sus> pentru că e o, o uh, distanță mică de atunci până acum, o lucrare de Enescu? Cum o vedem? Cum o interpretăm? S-a schimbat percepția asupra muzicii aceleia. Mm, nu știu cum a fost văzută în trecut, din punct de vedere cinematografic. Așa. Și mai mult decât atât, întâlnirea cu această operă mi-a făcut să-mi doresc să fac uh, un film animat. Uh, pe muzica compusă de George Enescu. Din păcate, fondurile și timpul mi-au uh, mi tăiat asta. această idee, dar gândul a fost fiindcă, vezi, uh, cumva e, e destul de frustrant că noi lucrăm uneori și șase luni de zile pentru acest festival. Uh, vorbim despre opere de două ore jumate, de trei ore, de trei ore jumate. Minutul de animație, de videoproiecție se face în câteva zile. Uh, și totul se termină într-o seară. Așa că munca aceasta imensă se duce într-o singură seară. Nu se păstrează online undeva acest material, așa că mi-am dorit foarte mult să fac un film animat plecând de la Oedip, compus de George Ionescu. Deci, George Ionescu îl consider ca un compozitor contemporan de o, de o, de o mare valoare și care vorbește acum pe limba noastră. Mai avem un minut și vreau să te mai întreb un singur lucru. De ce să fim în sală la Bilibat pe 12 septembrie la Festivalul Enes? Benjamin Britten este un compozitor extraordinar pe care l-am descoperit în 2019, opera Peter Grimes. A fost incredibilă această întâlnire. Nu mi-am dat seama că poate să-mi placă atât de mult opera. Iar anul acesta, când am fost invitată să continui colaborarea pe acest compozitor, am descoperit această nouă operă care vorbește despre sexualitate, care vorbește despre justiție, despre bine și rău, și unde se oprește justiția atunci când are de ales între un înger căzut și un înger care se bâlbuie. E o poveste intensă. Este o poveste um, care cred că va bucura și va emoționa foarte mult publicul și la care se muncește cu o echipă internațională, un uh, dirijor fantastic, un uh, videoartist francez, uh, Julien Javion, o odes desenatoare, Gabri uh, Gabriela Skinderman și eu ca regizor multimedia și cred că suntem o echipă care vom face un film uh, ce va bucura publicul festivalului. Pe, eu sunt convins de respecta actorii noștri sunt convinși ne vedem atunci la sala palatului da. și mulțumesc foarte mult pentru prezență și te mai așteptăm un jurnal. îți da mulțumesc